Ce știe Wikipedia? Geta Burlacu a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Jazz și Estradă. A lucrat ca lector de canto la Universitatea Lecu Rousseau din Bălți și la Conservatorul din Chișinău. În 2005 lansează albumul de etno-soft jazz Ce n-aș da. A participat în cadrul renumitului proiect cubanez Buena Vista Social Club și a cântat pe cele mai mari scene ale României. În 2008 ne-a reprezentat la Eurovision cu piesa A Century of Love. A lansat CD-ul de muzică populară La Poarta Pământului. Peste mai puțin de 3 luni, la 1 martie 2009, vine cu un nou CD de muzică ușoară, O Sete Nebună. Practică multe stiluri muzicale și chipuri scenice, îmbinând patosul unei bucitoare balcanice, senzualitatea muzicii latino, libertatea jazzului, lirismul cântecului francez și înflăcărarea ritmurilor țigănești. Este laureată a nenumărate premii naționale și internaționale și a făcut studiile de masterat în domeniul psihologiei la Universitatea de Stat din Moldova. Are 5 albume și cu piese proprii, dar și cu piese de etno-jazz, ele fiind preluate din folclor, dar rearanjate în stil de jazz. Are și un album de colins. Ce nu știa Wikipedia? Getei Burlacu îi place să se trezească cu lumina zilei, dar se ridică din pat când este odihnită. Nu-i plac culorile electrice, pentru că nu au căldură vitală în ele. Și-ar dori să ajungă în India, Israel, Baikal și Peru. Consideră că oamenii fățarnici și aroganți deseori sunt dezgustători, dar înțelege că și de la ei ai ce învăța. Acordă o foarte mare importanță vestimentației. Preferă să fie comodă pe timp de iarnă caldă, pe timp de vară răcoritoare și neapărat gustoasă prin detalii. Colecționează cercei tip cuișoare. Când avea 5 ani, a visat un tigru ce o apăra într-o pădure întunecoasă. Visul s-a repetat în această vară. Recunoaște că îi place uneori să înjure, dar simte dezgust când înjură alții. Plânge că nu are resurse psihologice. Nu face practic nimic cu deasila, pentru că nu face parte din funcționalitatea ei. Alege ziua să-și vadă realitatea și noaptea ca să-și vadă visele. Cu energie se încarcă din respirație, apă, muzică, soare, lună, cafea cu lapte și somn. Geta Burlacu.